Hai, salut și bine te-am regăsit la un alt Q&A. De data asta o să vreau să vă răspund tuturor, pentru că am văzut că mulți au zis de ce nu mi-ai răspuns și mie, de ce nu mi-ai răspuns și mie, și am zis dacă mai fac încă unul, o să răspund la toți. Și după, în cazul în care vreau să mai fac alt Q&A, o să mai fac un video. Ok, indiferent cât durează, o să încerc să vă răspund la toți. Unde am rămas? Câți ani ai? 20. Care este materia ta preferată? Nu am o materie preferată. Care este melodia ta preferată? Nu am o melodie preferată, ascult foarte multe piese. Care este mâncarea ta preferată? Pizza. Ce youtuberi urmărești? Foarte mulți youtuberi, de la gamer, la daily vlogger, la foarte... Nu știu, foarte mulți youtuberi urmăresc. O să faci giveaway? Da, o să mai fac și am făcut deja. Dacă roșie e fruct, ketchup-ul e gem, ce fel de jocuri să fie la giveaway? Steam random key-uri au fost. Ce te-a îndrumat să faci acest canal? Să te apuci de YouTube și cine? Am văzut că alții pot și am zis clar că și eu pot și m-am ambiționat singur. Nu am un anumit YouTuber care să zic, mamă, din cauza lui m-am apucat. Mă crezi când am zis că ești super? Te cred? Mersi mult! Felicitări pentru suma de 1414 abonați și hai spre 2000 de abonați. Doamne ajută! Tot n-am aflat cum te cheamă. Mă cheamă Coșa Adrian Alexandru, ai și Facebook meu în descriere. Like, share pentru videourile tale. Respect, frate! Cine dă share la videouri, îi super tare. Ai frate sau soră? Da, am un frate, are și el un canal de YouTube și o să-l las în descriere. Îmi dai și mie pe Steam, Cristian, poză de profil de la Overwatch. Mă poți adăuga tu. În cazul în care nu ai, nu știu, că trebuie să ai un anumit level, parcă să-ți cumperi un joc pe Steam sau ceva de genul ăsta. Și în cazul în care nu ai, poți să-mi scrii. Îmi lași un comentariu și eu să te adaug, dar probabil o să uit acum, de asta ți-am să mai scriu încă o dată. Cum te cheamă realitatea, am mai spus o dată. Câte videouri ai pe acest canal în total, sincer, nu știu. Te bagi la un timp pe Samp? Dacă e pe Orange, de ce nu? Scrie-mi într-un comentariu și oricum eu o să răspund la toate comentariile, deci cu siguranță o să-ți răspund. Respect, like și share, eu sunt băiatul acela care a jucat Brawlhalla cu tine. Respect. Te știu, frate, o să apare și clipul cu tine. Nu mai știu când l-am pus să se pună. Pe 24, cred, sau pe 23, chiar nu mai știu. Da, o să apară pe canal oricum. Câți ani ai? 20. Cum te cheamă? Am mai spus. Ce youtuber îți place? Am mai spus. S-a întâmplat să mergi pe deal și să te apuci eu cu furială de nestăpânit ce era să faci pe tine? Nu mi s-a întâmplat. Ce te-a motivat să faci YouTube și de ce nu îți arăți fața în video? Ce m-a motivat? E pur și simplu că îmi place treaba asta. Am mai spus și în Q&A-ul anterior. E super tare senzația. Eu zic să vă apucați. Dacă vă place YouTube, neapărat să vă apucați. Și de ce nu mi-arăt fața în video? Pentru că momentan este irelevant. Când o să am mai mulți abonați, cu siguranță o să-mi o arăt. Dar dacă te duci oricum pe canalul Curious Minds și te uiți la primele mele clipuri, o să vezi că mi-am arătat și fața. Bine, ai și Facebook-ul meu, deci dacă vrei să-mi vezi fața. Câți ani ai? 20? De când faci YouTube? Nu știu, sincer. N-am habar. Fac de câteva luni bune. Bine, pe Curious Minds m-am apucat acum un an, dar am făcut doar o lună și ceva, după care m-am lăsat și după care m-am reapucat și m-am apucat și de canalul de gaming cam de o lună, cred. Nu știu dacă am o lună. Poți te rog să-mi dai ad pe Steam, ai Steam-ul meu în descriere, la fel aceeași poveste, în cazul în care nu mă poți adăuga, să mai lași un comentariu și o să te adaug eu. Cu ce echipă de fotbal ții? Nu mă uit la fotbal, deci nu țin cu anumite echipă. Cum te cheamă? Am mai spus, câți ani ai? 20, am mai spus. O să faci vloguri ocazionale sau să joci jocuri cu facecam? Cu siguranță pe viitor. Vloguri nu știu, dar cu facecam 100%. Dacă apare Outlast 2, o să te joci? Nu știu, probabil. Îți place fotbalul și dacă da, ce echipă din Liga 1 îți place, dar din lume? Nu-mi place fotbalul, adică nu că nu-mi place, dar nu mă uit. Până la sfârșitul anului, la ce sumă de abonați crezi că o să ajungi? La 10.000 aș dori. De ce te-ai decis să faci YouTube? Pentru că îmi place și e genial. Am mai spus-o și o repet de 1.000.000 de ori. La 5.000 de abonați, faci turul camerei? Nu fac la 5.000 de abonați turul camerei. De unde ți-a venit numele canalului? Ceva random, mi-a plăcut cum sună și l-am pus. În ce oraș stai? Sibiu. Vei face vloguri poate pe viitor, dar nu știu.
cum te cheamă cu adevărat, am mai spus, vei face facecam, am mai spus și da, o să fac în viitor, cât să ne ai 20, vei juca vreodată cu abonații tăi, am jucat deja și eu o să mai joc. Ce muzică asculti? Rap și hip-hop? La câți ani ai avut primul sărut? Nu mi-amintesc, dar cred că pe la 12 ani, 13 ani, cam așa. Știi cine este Quick? Nu știu. Dacă te rog frumos să-mi dai un Steam Key, dacă da, te rog frumos să-mi dai și mie un Steam Key de 3 ori. Sincer, am doar o întrebare, când vei face și episoade de LOL? O să fac și episoade de LOL, dar nu mi-am instalat jocul, n-am avut timp. Când pui următorul episod de CSGO? Mai știu. Nu știu când l-am pus, dar cred că azi am pus unul. Uite, repede. O să faci serii single player cu poveste, mă refer să gaz jocul. M-aș apuca de serie de GTA 5. Chiar sunt curios, scrieți în comentarii dacă ați vrea să fac povestea din GTA 5, că am văzut că e destul de cerută. Te rog, îți spun de la toate. Hai să vedem. Aoleu. Cum te numești? Am mai spus. Câți ani ai? Am mai spus. Unde locuiești? Am mai spus. Ovidiu o să-și deschide și el canal de YouTube. O să-și deschidă în viitor. Dacă ai putea avea orice animal de pe pământ, care ar fi acesta? De ce? Un câine rasa Hachito. Da. Și mai sunt și câinii aia care seamănă așa cu niște cu niște lei, cam așa, ceva de genul ăsta. Îmi plac foarte mult și aia, dar nu știu cum se numește rasa. Dacă ai putea avea o super putere, care ar fi aceasta? Invizibilitatea. Îmi place să fiu invizibil. Cum a sunat asta? Unde ai petrece dacă ai avea 100.000 de abonați? Oriunde. M-aș pune în cap pe scaun și aș bea singur Coca-Cola. Coca-Cola. Care este marca ta preferată de mașini? Nu am o marcă preferată de mașini, dar îmi plac de obicei BMW-urile X6, nu știu cât mai există, când mă prea pricep, dar cam alea așa mari, sunt foarte tari. Bine, și alea, seria 7, așa mai tip limuzină, și alea sunt foarte tari. Ce te-a determinat să te apuci de YouTube? Dorința mea de a face YouTube. Am zis, îmi place foarte mult. De ce te-ai apucat de gaming și nu de vlog? Pentru că ar fi mult mai greu să fac vlog și pentru că îmi place mai mult să mă joc. Care este țara ta preferată? Am fost doar în România și în Marea Britanie. Și având în vedere la cât de fain e Marea Britanie, aș zice Marea Britanie, dar tot mai fain e acasă. Cel mai fain e, nu știu, să rămâi în locul în care te-ai născut, în țara în care te-ai născut, dar să ai bani încât să poți călători peste tot. Știi, pentru că altfel nu poți să-ți dai seama cum e mai bine undeva sau, nu știu, degeaba mă uit eu la un video pe YouTube și zic, mamă, cât de fain e în țara aia. Dar trebuie să mergi neapărat, altfel nu poți să-ți dai seama. Care este țara ta, am zis, care este filmul tău preferat? Hachiko, urmăriți-l neapărat. Singurul film la care chiar mai aveam puțin și plângeam, mi-o lăcrimat ochii. Genial filmul. Care este filmul tău preferat? Hai, citesc același lucru. Ce hobby ai? Hobby poate intra și să mă joc pe calculator, deci da. Ce planuri ai în viitor cu canalul? Să ajung cât mai repede la 10.000 de abonați. E un vis pe care sper să-l ating. Și un țel, de fapt, pe care vreau să-l ating. Știu că au fost cam puține, promit că data viitoare o să scriu mai multe. Nu au fost puține, au fost suficiente. Sunt și puțin răcit. Respect. 1. Cum te-ai apucat de YouTube? Brusc. Am dat acolo Create Channel, pac, m-am apucat. Fă și tu chestia asta, nu o să regreți. Vei face vloguri pe viitor? Poate, da? Vei juca DCIT sau DCI, DCIT, nu știu cum se citește, da, o să mă joc, am văzut că multă lume l-a propus. La ce YouTuber te uiți? La foarte mulți. Hai să vă dau și niște exemple. De exemplu, ca daily vlog mă uit uneori la Ilie, înainte mă uitam foarte des. La Backpack Your Life, când mă apuc să mă uit la 2-3 episoade deodată, deci nu foarte des, dar când mă apuc mă și uit mult. Pe partea de gaming urmăresc foarte mult, de la Irafael, la Xlader, la Colo, cine? Toată lumea, I Hate Pink. Când e ceva interesant, iar Max Infinite, când e ceva interesant mă uit, dacă mă atrage. Urmăresc foarte mulți youtuberi. La ce youtuber din România te uiți? Tocmai am răspuns. Read more. Oh. Care este youtuberul tău preferat? Nu am un youtuber preferat. Care este youtuberul tău român preferat? Nu am un youtuber român preferat.
De ce te-ai apucat de YouTube? Pentru că îmi place, de unde ești din Sibiu, îți place fotbalul? Nu. Care este jocul tău preferat? Nu am un joc preferat, dar am un joc de CSGO, H1Z1 și... cam atât. Care sunt tot setup-ul tău plus componentele PC-ului tău? Am răspuns la asta în primul Q&A. Ai vreo prietenă și unde stai, casă sau oraș? Adică nume. Nu știu la ce te referi cu nume. Stau în oraș. Stau într-un bloc. Ai vreo prietenă? Da, am iubită, dacă la asta te referi. Și mai faci... și mă faci mod dacă faci live și salut și respect. Respect, frate, Maxim. Îți mulțumesc și... da. De ce nu? Te fac mod dacă fac live-uri. Din ce oraș ești? Sibiu? Care este jocul tău preferat? Nu am un joc preferat, dar am mai răspuns la asta. În ce oraș ești? Sibiu? Ai vrea să joci Outlast 2 când apare? Probabil, da. Ai iubită? Da, am. La câți abonați vrei să ajungi? Vreau să ajung cât mai repede la 10.000, pentru că de acolo consider că devii YouTuber adevărat. Adică să poți să faci YouTube ca lumea. În ce clasă ești? Sunt în anul 2 de facultate. Dacă ai avea posibilitatea, companie, de ce fabricarea încălțăminte etc. ai fonda? Ce companie aș fonda? Mă, n-aș fonda o companie, dar aș investi foarte mult pe tot ce înseamnă internet în ziua de azi. Sunt foarte multe oportunități pe internet și dacă aș avea bani încât să-mi fac o companie, i-aș investi atât în YouTube cât și... nu știu, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le poți face pe internet cu investiții din care poți să scoți mulți bani. O să joci cu abonații? Da, am jucat și eu să mai joc. La ce te-ai gândit când ai făcut acest canal? La nimic anume, m-am gândit că merită să încerc. La câți abonați crezi că o să ajungi? Vreau să ajung la 10.000, după cum am spus, și după aia, Doamne ajută, la 100.000, la 3 miliarde. Care este jocul tău preferat? Nu am un joc preferat. Care este categoria de jocuri preferată? Bună întrebare. Na, hai să ne gândim puțin. Sincer, nu știu, dar mă gândesc ce mă joc mai mult și e clar că e a mea preferată. De exemplu, înainte nu-mi plăceau shooterele prea mult. Mă jucam foarte mult World of Warcraft, League of Legends și cam astea. Astea două erau jocurile mele preferate, dar acum de la un timp mă joc foarte multe shootere și jocuri horror, exact ce ai scris tu. Cam ce vedeți voi pe canal, cam asta prefer eu, pentru că nu o să mă joc niciodată un joc pe care chiar îl urăsc, dar oricum eu nu prea urăsc jocurile, toate au ceva fain în ele. Ce activități îți place să faci în timpul liber? Să mă plimb, foarte mult să mă plimb, să ies în aer liber, dar nu prea am timp acum în ultimul timp. Am zis de 7 ori timp, dar nu contează. De obicei acum în ultimul timp mă joc mult și filmez mult. Crezi că vei ajunge la 100.000 de abonați? Normal, de ce nu? Toată lumea poate să facă asta, contează doar să nu te lași și să faci în continuu. Perseverență, frate, să nu te lași niciodată, orice-ți place, fă acolo. Salut, boss, un an după ce vei ajunge la un... A1, după ce vei... nu știu de ce am citit un an. După ce vei ajunge la un număr mare de abonați, vei continua studiile sau te vei angaja? Mă, dacă ajung la un număr foarte mare de abonați... tu ai zis foarte mare, nu m-aș mai angaja, ăsta ar fi jobul meu și ar fi ideal. Vei face colaborări? Vreau să fac colaborări, momentan nu am cu cine. Sunt anumite discuții, încă nu m-am hotărât, dar aș vrea să fac colaborări. Dacă vede cineva și YouTuber și face conținut de calitate, cât de cât, da, facem colaborări. Pentru că eu consider că e cea mai bună cale să crești, atât și tu cât și el. Very easy. Când mai... pui funny moments în CSGO H1Z1. Cât de des pot eu? Îmi dai inimă, ți-am dat. Ce jocuri vei mai juca în viitor? Orice apuc. Orice prind la mână și e fain, joc. Ai soție? Nu, am prietenă și... na, nu se poate pune în discuție vorba de căsătorie pentru că sunt prea tânăr. 2. Ai copii? Nu. Unde lucrezi? Nu lucrez, sunt în anul 2 de facultate. Care este numele tău întreg? L-am mai spus, ai Facebook-ul meu în descriere. Ai un animal de companie? Nu. Ce joc te-ai jucat prima dată când ai avut un calculator? Mă, stai să mă gândesc. Deci eu am avut primul calculator din cauza că a avut fratele meu, teoretic. El e cu 4 ani mai mare decât mine. Și eu cumpăram lui calculator și atunci erau jocuri cu dischetă. Nu știu câți dintre voi au prins,
băgam discheta în PC și mă jucam, foarte mult mă jucam Sega. Era practic o platformă de jocuri pe care te puteai juca foarte multe jocuri, cu Sonic X, cu toate nebunile, cu testoasele Ninja. Era beton, copilărie foarte șmecheră. Și, nu știu, Supaplex mă mai jucam, chestii de genul ăsta. Ce înălțimi ai? Mă, 1.71 aveam acum vreo 2-3 ani. Dacă am mai crescut, Doamne ajută. Ce joc îți place? Nu am un anumit joc preferat. Ce greutate ai? Nu știu sincer, dar peste 60 și ceva de kilograme. De acolo? În jur de 60 ceva. Unde stai? În Sibiu? Printre primii. Respect, frate, câți ani ai? 20? Unde locuiești? În Sibiu? Care este jocul tău preferat? Nu am, pa, salut! Respect for you. Respect, frate. Doamne ajută. Unde locuiești? În Sibiu? Pe ce dată te-ai născut? 12 iunie 1996. Când faci live, mă faci moderator? Doamne ajută, te fac, numai să fac live. Ai un job? Nu. Ai iubită? Am. Promovări gratis faci? Nu. Câți ani ai? 20? Câți ani vei face YouTube? Pe viață, dacă se poate. Unde stai? În Sibiu. Și am răspuns la toate întrebările voastre. Mă bucur că m-ați urmărit până aici și, după cum v-am obișnuit în anumite clipuri, cine s-a uitat până la final să scrie... nu știu ce să scrie. Deci mă uit acum pe tastatură, să mă gândesc. Scrieți acolo, m-am uitat până la final. Respect, frate. Cine se uită până la final, din punctul meu de vedere, e un urmăritor adevărat pentru mine. Și dacă doriți să lăsați un like, un comentariu, o să mai fac și alte Q&A-uri, o să vă răspund toate întrebările voastre și numai bine. Ne vedem data viitoare. Salut!